Departamentul Apărării din cadrul Guvernului Statelor Unite i-a avertizat pe americanii care ar vrea să meargă să lupte în războiul din Ucraina să nu o facă. Avertizmentul vine după ce un tânăr de 22 de ani a fost ucis în luptele cu invadatorii ruși. Willie Joseph Kensel, în vârstă de 22 de ani, a fost ucis luni în Ucraina, unde sosise la mijlocul lui martie, a dezvăluit mama sa, Rebecca. Continuăm să îndemnăm pe americani să nu se ducă în Ucraina, a reacționat vineri la CNN purtătorul de cuvânt al Pentagonului John Kirby, care a clarificat drept bulversantă vestea morții tânărului și și-a declarat susținerea față de familia celui ucis. Este o zonă de război în desfășurare, nu este un loc unde americanii ar trebui să se ducă, a repetat el. Rebecca Cabrera a spus despre fiul său că dorea să meargă acolo pentru că el credea în cauza pentru care Ucraina luptă și dorea să facă parte din ea pentru a opri amenințarea acolo și pentru ca ea să nu ajungă până aici. Conform presei americane, tânărul a lăsat în urmă o soție și un copil de doar 7 luni. Soția lui a confirmat decesul într-un comunicat transmis mai multor media americane, în care a subliniat curajul lui Willie, un erou. Willie Joseph Kensel a fost pușcaș marin, se angajase într-o companie paramilitară privată și se oferise voluntar în Ucraina. Joi, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Londra a confirmat că un cetățean britanic a fost ucis în Ucraina, iar un altul este dat dispărut. Cei doi bărbați luptau și ei ca voluntari alături de armata ucraineană, conform presei britanice. La scurt timp după invadarea Ucrainei de către Rusia în 24 februarie, președintele Volodymyr Zelensky a lansat un apel la formarea unei legiuni internaționale de voluntari străini care să ajute la apărarea țării.